Banii sunt poate una dintre chestiunile cele mai sensibile ale timpurilor noastre. Adesea banii domnesc peste noi ca un despot, domnesc peste timpul nostru, peste energia noastră, peste deciziile noastre. Majoritatea oamenilor cred că vor fi mai fericiți dacă vor acumula destui bani. Motivul pentru care Noul Testament acordă atâta atenție banilor și posesiunilor este faptul că, așa cum a spus și Domnul Iisus, acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. În acest studiu vei descoperi care este concepția lui Dumnezeu cu privire la bani, care este scopul lor adevărat, de unde este sursa lor, cum trebuie să-i folosim și care este responsabilitatea noastră cu privire la ei. Cele 6 lecții ale studiului nostru sunt intitulate Administratori sau stăpâni, sursa și scopul bogățiilor, concepții despre bani și bunuri materiale, unde ți este comoara, hotărâri în administrarea banilor, dărnicia, lucrarea harului. Vrei să parcurgi și tu acest studiu atât de folositor sau alte materiale de studiu biblic inductiv? Vom lăsa în descriere datele de contact. Studiază și tu acest curs atât de folositor și fă ca banii tăi să-ți fie niște slujitori umili, nu niște stăpâni nemiloși.